În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiți credincioși, Hristos a înviat. Cu ani în urmă, înainte de a fi arhiereu, traversam grădina Cismigiu din București și acolo m-am întâlnit întâmplător cu un fost mare artist al operii române din capitală. Un mare artist, un mare cântăreț și cu un extraordinar joc de scenă, care a fost într-un fel idolul artistic al generației mele și a cel puțin 20 de generații din cariera lui artistică. Nu-l văzusem de foarte multă vreme, nu ne cunoșteam prea bine, dar suficient să ne dăm bună ziua și să schimbăm câteva cuvinte. Era de multe și la pensie, un om în vârstă, și dându-i mâna l-am întrebat, ca de obicei, cum întrebăm cu acea întrebare banală, de rutină, ce mai faceți, maestre? La care îmi răspunde, părinte, am o imensă suferință, sufăr de singurătate. Sunt foarte singur pe lume. Copii n-am avut, soția mi-a murit, am o casă care este a mea proprietate, am o pensie mulțumitoare, cu alte cuvinte, am ce mânca și am un adăpost, dar nu am pe cineva cu care să stau de vorbă. Trece ziua și aștept să vină noaptea, trece noaptea și aștept să vină ziua. Nu primesc un telefon de la nimeni și mă resimt imens de această cumplită suferință care se numește singurătate. Ne-am despărțit și am rămas multă vreme pe gânduri și mi-am zis, iată un om pe care generații întregi l-au aplaudat, l-au ovaționat, aproape idolatrizându-l și care acum, către sfârșitul vieții lui, este un om uitat, pentru că alți idoli s-au ridicat pe scena operei române și alte generații îi adoră, iar de el nimeni nu-și mai aduce aminte. M-am gândit că nici măcar colegi de generații că vor mai fi trăind. Mă gândeam poate cu păcat și la faptul acesta, de obicei mari artiști devin și orgolioși și se uită cam de sus la colegii lor și la cei mai tineri decât ei. Dacă nu cu dispreț, cel puțin cu oarecare răceală și indiferență, iar de aceasta se resimte mai târziu, pentru că cei care s-au simțit lezați într-un fel sufletește de indiferența maestrului, preferă să nu-și aducă aminte de el la vreme de acasă. Este cumplită singurătatea, într-adevăr, să nu ai pe nimeni și el măcar nici nu avea o consolare de dincolo de condiția umană. Eu, așa cum în general se știe, nu-mi place să vorbesc despre suferințele mele din închisorile comuniste, dar vreau să mărturisesc din experiența mea și nu din cărți că am fost pentru multă vreme supus și regimului zis carceral, adică acela de a fi singur într-o singură celulă, de a nu putea să vorbești cu nimeni, să schimbi o vorbă, nici măcar să te cerți. Singurătatea este cumplită, dar nu eram singur, pentru că aveam credință și îl aveam alături pe Iisus Hristos, care devenise prietenul meu de fiecare clipă. Unde lipsea omul, era prezent Dumnezeu. Și Mântuitorul Hristos, înainte de patim, le-a spus ucenicilor săi, în curând mă vor prinde, iar voi mă veți lăsa singur. Dar nu voi fi singur, pentru că voi fi cu Tatăl meu. Iubiții mei, drama singurătății umane este drama slăbănogului, a paraliticului, despre care ați auzit vorbindu-se în Evanghelia de astăzi și căruia este dedicată această duminică. Era un paralitic în Ierusalim. În această cetate se găsea nu departe de poarta zisă a oilor, o scăldătoare în limbajul biblic, adică un bazin. Noi am zis astăzi o piscină, dar nu era ceea ce înțelegem noi prin piscină astăzi. Era un fel de iezer în mijlocul orașului, cu izvoare subterane, și care avea o faimă în toată lumea aceea și în vremea aceea,
Apa aceea era vindecătoare de boli, însă în condiții cu totul speciale. Din când în când, fără să fie anunțat, un înger al lui Dumnezeu se pogora fie ziua, fie noaptea, la o vreme pe care nu o știa nimeni, se pogora în această apă și o tulbura, o vântura. Și bolnavul care se arunca primul după tulburarea apei, se făcea sănătos, indiferent de boala de care suferea. Datorită faimei acestei ape vindecătoare, în jurul acestui lac se construiseră niște făișoare în care ședeau o mulțime mare de suferinți, orbi, ni se spune în scriptură, șchiopi, uscați, paralitici, așteptând fiecare să fie primul ca să se arunce după ce îngerul Domnului tulbura apă. Se apropia sărbătoarea Paștilor, lume multe venise în Ierusalim, forfătă mare și prin aceste foișoare, vizitatori sau de alte părți care se plimbau printre molnavi, poate că le dădeau câte ceva de pomană, și printre aceștia și Iisus. Și se oprește în fața unui bărbat care de 38 de ani ședea acolo, așteptând să se vindece, era paralitic de amândouă picioarele. Și Iisus se oprește în fața lui și îi pune o întrebare, zicem noi, retorică, vrei să te faci sănătos? Răspunsul ar fi fost, păi eu de ce sunt aici și știu de atâta vreme? De altfel Iisus știa cu știința lui dumnezeiască cine este omul din fața lui și de câtă vreme și de acolo. Așa încât omul n-a mai răspuns că vreau să mă fac sănătos, ci doar și-a spus necazul pe care l-avea. Doamne, nu am și eu un om care să mă ajute pe lângă mine ca să mă aruncă scăldătoare. Și când se tulbură apa, până să ajung eu, așa proptindu-mă în două mâini, cele două mâini, târându-mi picioarele după mine, ia altul care se aruncă înaintea mea, că numai unul singur, așa era regula stabilită de Dumnezeu, numai unul singur se vindeca, cel care izbutea să se arunce primul în apă, după ce aceasta era vânturată de înger. Așadar, o singurătate imensă. Să stai 38 de ani, o viață întreagă. Nu știm care era cauza paraliziei, posibil să fie avut o boală din copilărie. Dar oricum, la 38 de ani, este un om cu viața jumătate trăită, mai mult de jumătate, și să stai acolo fără să ai pe cineva care să te ajute. Îl învinuim pe el, să-l învinuim că n-avea prieteni. Dar să știți că niciun prieten nu este atât de devotat să stea cu tine zi și noapte și să nu-și vadă de familia lui, de treburile lui, de interesele lui. Acum câțiva ani de zile eu l-am avut pe fratele meu internat în spital în urma unei operații foarte grele. Și a fost o vreme destul de îndelungată în care nu putea să se ajute singur, nici măcar să se ridice pe marginea patului. Necum să umble prin cameră și avea nevoie de cineva special noaptea. Și cu mare greutate, voluntar nici pomeneală, am găsit pe cineva care avea serviciu ziua și a acceptat să vină noaptea să doarmă în patul pe care l-am eliberat lângă fratele meu, pretizând să-i plătesc 20.000 de lei pe oră. Și erau destule nopțile în care bolnavul dormea liniștit, nu avea trebuință nici măcar să se întoarcă pe partea cealaltă, avea somn liniștit. Și omul acesta era plătit cu 20.000 de lei pe oră pentru ca să doarmă, că altceva nu avea nimeni de făcut. Dimineața veneau infirmierele și, bineînțeles, să-l ajutau. Dar ca să fii voluntar, nu găsești, oricum, să fii foarte, foarte realiști, adică nu găsești pe nimeni care să stea cu tine măcar o săptămână sau două. Decât dacă ți este rută foarte apropiată, soț, soție, mamă, soră, fiu, fică, dar cineva din afară nu găsești, dar să stea ani de zile, zi și noapte. Și mai cu seama aceasta presupunea și o permanentă stare de veghe, că dacă atunci când se cobora îngerul, tu dormeai sau amândoi dormeau, nu făceai nimic. Aici aș face o paranteză învățătoare, în sensul că această prezență a îngerului, fără să fie prevestită din vreme,
este și un simbol, pe lângă faptul istoric în sine, pe care ni-l istorisește Sfântul Evanghelist Ioan, și anume a doua venire a Domnului, care va fi tot fără de veste. Nimeni nu știe, spune el, nici îngerii din cer. Fiul omului va veni de năprasână, de aceea spune Iisus, privegheați și vă rugați că nu știți ziua și nici ceasul în care Fiul omului va veni. Și legătura cu aceasta a spus parabola celor 10 fecioare, despre care desigur vă amintiți și asupra căreia nu voi reveni eu acum. Închid paranteza. Așadar, așteptarea îndelungată presupunea și o stare permanentă de veche, sau, cum se zice, un somn iepuresc. Ei bine, omul acesta nu avea pe nimeni care să-l ajute. Dar nu-și pierduse nădejdea propria lui vindecare. Ce mai ai de așteptat de la viață? De mâncare, pe seamnă că treceau oamenii și îi lăsau o bucată de pâine sau de ceva ca să se hrănească. Dar nu de aceasta avea eu nevoie în primul rând, ci de cineva care să-l salveze, să-l ajute atunci când se simte mișcarea îngerului și se aude apa clocotind, cineva să-l împingă și să-l zvârle în scăldătoare, că odată ajuns acolo, se putea salva singur. Era un om înzdrăvenit. Ei bine, așa era drama lui. Și după ce îi se plânge lui Iisus că nu are pe nimeni să-l ajute, Iisus nu-l compătimește, ci doar îi dă un ordin scurt. Ridică-te, ia-ți patul și umblă. Și minunea s-a săvârșit. În clipa aceea, paraliticul s-a simțit sănătos, îndrăvenit, s-a ridicat pe picioarele lui și a luat patul. Patul era o targă, ceea ce este un pat de campanie, adică o pânză prinsă pe două prăjini, și care poate fi ușor înfășurat, pânza înfășurată pe cele două prăjini și luată în spinare. Așadar și-a luat patul, targa pe care zăcuse atâta vreme și a început să umble. Ceva mai târziu, Iisus s-a întâlnit cu el în templu și i-a spus, vezi, de acum să nu mai greșești, ca să nu-ți fie ție ceva mai rău decât ai fost înainte. Această blândă mostrare și acest blând îndemn de a nu mai greși ne sugerează faptul că bolnavul va fi păcătuit de ceva destul de greu în tinerețe, în urma cărui păcat va fi rămas paralitic. Așadar, boala lui era cauza unui oarecare păcat. Și dacă păcatul va fi fost și public și va fi fost osândit de societate, atunci, într-un fel, oamenii nu se apropiau de el. Ce vreau să vă spun, dragii mei? Vreau să vă spun că drama singurătății este specifică și zilelor noastre, în care, practic, grupurile sociale se răcesc între ele și în care se cultivă din ce mai mult ceea ce noi numim individualismul, adică fiecare să-și vadă de treburile lui fără să se îngrijească de celălalt, de cel de lângă el. Am trăit multă vreme în societățile occidentale, această înstrăinare este acolo pe încetățenită de foarte multă vreme. Am trăit 11 ani în orașe, în America, și am văzut oamenii vecini care de o viață întreagă ședeau și doar se salutau de politeție. Bună dimineața, bună dimineața, ce mai faci, bine, mersi. Dar altfel nimeni nu se interesa de celălalt, nu aveau nicio legătură, nici prin telefon, nici prin nimic. Și pentru că se înmulțiseră foarte mult jafurile, mi-aduc aminte că eram acolo când a fost un fel de comunicat de la poliție care îi îndemna pe cetățeni să-și ia telefoanele reciproc, numerele de telefon reciproc, pentru că dacă cineva observă la vecinul său o mișcare suspectă, să poată să anunțe poliția. Adică o tentativă de spargere a unor tâlhari. A fost nevoie să intervină autoritatea pentru ca să-i determine pe cetățeni să aibă o minimă legătură de vecini între ei. Nu fiecare își vedea de treaba lui.
Nici măcar dacă lua casa foc a cuiva pe aceeași stradă, nu săreau ca la lui cu gălețile să stingă focul, pentru că își făcea o socoteală foarte simplă. Dacă el a făcut o asigurare foarte mare pe casa lui împotriva incendiului, și el, dacă arde casa, încasează de la asigurări așa sumă care o valorează de 2 sau 3 ori cât casa. Iar eu mă duc cu găleata ca să-i stric omului socotelele. Dacă e așa, să ard. În interesul lui. Există, deci, societăți, rezistă avansate și socoteli de asemenea natură. Și noi, biserica, primim foarte multe mesaje din partea unor oameni, în special vârstnici, care se resimtă singurătate. Fie că n-au copii, fie că copiii sunt departe, fie că pur și simplu copiii își văd de viețile lor și de familiile lor și uită pe bătrâni. Îi cercetează o dată de 2 ori pe an, la Crăciun, la Paști, din când în când, cât un telefon. De aceea, când acum 5 ani de zile m-am hotărât să înființez un post de radio al Arhiepiscopiei noastre, Radio Renașterea, printre alte categorii m-am gândit și la aceștia, la cei din spitale, și am izbutit să introducem aparate de Radio Renașterea în spitale, începând cu clinica de oncologie, în care canceroșii sunt cei mai vulnerabili și cei mai resimțiți de singurătate, pentru că, practic, ei știu că sunt condamnați la moarte și au nevoie de cineva să le fie aproape. Dar și destule persoane vârstnice, bărbați sau femei, care își petrec toată ziurica în casă, fără nimeni în preajmă. Și am zis, prin acest Radio Renașterea, să le introducem în casă un prieten. De ce, iubiții mei, învățăm din lecția Slăbănogului pomenit astăzi, că atunci când omul nu are prieten, vine Dumnezeu și devine prieten. El nu auzise de Iisus, așa cum auziseră prietenii unui alt slăbălog din altă cetate, în vremea când Iisus avea faimă și toți știau cine este, pentru că erau în Capernaum, chiar în orașul său de reședință. Acolo era cunoscut. De aceea, când Iisus se întorsese dintr-o călătorie și se găsea în mijlocul casei sale, într-un fel de living room, de salon, și învăța mulțimile adunate, s-au apropiat de acel loc 2 cetățeni care purtau pe mâini targa unui paralitic. Ca să ajungă la Iisus și Iisus să-l vindece, dar n-au putut să pătrundă în casă din pricina mulțimii. Și atunci s-au urcat pe acoperișul casei, care era plat, cum sunt casele în țările calde, nu povărnit ca la noi, și acolo, prin o deschizătură prin care de obicei s-a elisea casa, au lăsat targa în mijlocul casei, în fața lui Iisus, și Iisus, ni se spune, văzând credința lor, e pluralul, nu credința lui, sau numai a lui, ci credința lor, a prietenilor săi, l-a vindecat. Acest om avea prieteni. Prietenii auziseră de Iisus, credeau în puterea lui de a vindeca și l-au dus cu stăruință și s-a vindecat omul. Dar cel de dincoace nu avea vede. Și de aceea, dacă de el nu s-a apropiat nimeni, s-a apropiat de Dumnezeu. Iubiții mei, îndemnul meu de astăzi este: faceți-vă prieteni printre oameni. Iată că nu izbutiți acest lucru dintr-un motiv sau altul, faceți-vă-l și păstrați-vă-l prieten pe Iisus Hristos. Nu costă mult, nu costă nimic, absolut nimic. Cum să ți-l faci prieten pe Iisus Hristos? Iubindu-l, cunoscându-l și iubindu-l. Așa cum îți iubești pe prietenul tău cel mai bun, sau dacă ești femeie, pe prieta ta cea mai bună. Vă ajutați reciproc, vă consultați, vă dați telefoane, vă consultați la, începând cu rețetele de bucătărie și terminând cu programul de a doua zi, sau o carte bună citită, sau un film văzut și citit. Este o comunicare. Omul este o ființă sociabilă. Nu este făcut să trăiască singur. Avem cuvântul de la Dumnezeu când l-a făcut pe Adam și a spus: nu este bine să fie omul singur, să-i facem ființă pe potriva lui, și a cărea soție pe Eva, ca să facă o familie, un cuplu.
Așadar, omul de la bun început nu a fost destinat singurătății. Nici pusnicul care trăiește o viață întreagă în peștera pustiei nu este singur. Întâi și întâi este în permanentă legătură cu Dumnezeu prin rugăciune, dar el nu este singur pentru că se roagă pentru toată lumea, pentru cei care nu ajung la el, pe care el nu-i cunoaște și pentru care nu-l cunosc. Rugăciunea înseamnă o permanentă stare de comuniune și este mijlocul cel mai necostisitor, dar și cel mai eficient pentru a-ți alunga singurătatea. Iisus Hristos, înainte de patimi, le-a vorbit ucenicilor săi atunci când le-a spălat picioarele la cina cea de taină și, printre altele, le-a spus și așa: voi până acum ați fost slugi, eu v-am fost stăpânul vostru și voi ați ocotit că sunteți slugele mele. Dar de acum încolo eu nu vă mai spun slugi, pentru că sluga nu știe ce face stăpânul său, ci vă numesc prieteni, pentru că v-am spus tot ceea ce este necesar pentru voi să știți. Și de acum sunteți prietenii mei. Și mai avem o definiție extraordinară tot de la Iisus: iubire mai mare ca aceasta nimeni nu are, ca cineva să-și pună viața pentru prietenii săi. Se referea la El, care și-a pus viața pentru noi toți, pentru că El ne-a considerat că suntem mai mult decât ucenicii săi, suntem prietenii săi. Și dacă Iisus îți face această ofertă de a-ți deveni prietenul tău și a dovedit-o dându-și viața pe cruce pentru tine, prietenul său, tu de ce l-ai refuza să nu ți-l faci prieten? Citeam anul trecut undeva că în Statele Unite ale Americii, fiica unui mare predicator, Billy Graham, mulți veți fi auzit de el, acum o doamnă în vârstă venerabilă, a fost întrebată de cineva după dezastru de la 11 septembrie, când s-au dărâmat cele două turnuri de către teroriști. Și a spus: oare Dumnezeu a rămas insensibil la această tragedie a atâtor oameni? Și doamna, fiica lui Billy Graham, a răspuns: eu sunt convinsă că Dumnezeu s-a întristat așa cum ne-am întristat și noi. Problema este, avem noi dreptul să-i cerem ajutorul lui Dumnezeu? Iată că noi ne laicizăm, ne secularizăm, l-am alungat pe Dumnezeu din instituțiile publice, l-am alungat din școli, l-am alungat din societate, l-am alungat din viețile noastre. Și atunci îndrăznim noi să-i cerem lui Dumnezeu: Doamne, fii cu noi câtă vreme noi în fiecare zi spunem, mai lasă-ne în pace. Vă spun aceasta pentru că bate vântul secularizării și asupra acestei părți a Europei, a alterării credinței și al secularizării, al independentismului și al atomizării individului, adică al tendinței ca fiecare să trăiască și să lupte pentru sine. Biserica este prin excelență instituția divină umană a comuniunii. V-am vorbit și altădată, suntem mai mult decât o comunitate, suntem o comuniune, pentru că ne simțim frățește și prietenește unul lângă celălalt, împreună formând Biserica lui Iisus Hristos. Iar El este cu noi, nu numai drept cap al bisericii, cap nevăzut al bisericii, dar este cu fiecare în parte un prieten adevărat. V-am spus, eu în viața mea l-am simțit în clipele și vremile de imensă siguranță, l-am simțit tot timpul cu mine și mi-a fost mult mai ușor. Că nu ai pe nimeni, îți este greu, siguranța te macină și te distruge. Dar dacă nu ai norocul sau nu ai șansa să îți faci prieteni printre oameni, păstrează-ți-l prieten pe Iisus Hristos și El va fi pururea cu tine. Și dacă ești bolnav, te va întreba: vrei să te faci sănătos? Nu te-a ajutat nimeni, nu ai pe nimeni să te arunci în scăldătoare,
iată că eu sunt aici și pot să te fac sănătos. Iar dacă nu ești bolnav, ci ești sănătos și ai nevoie de prezența Lui, El o să te întrebe, vrei să nu mai fii singur? Da, Doamne, aș vrea să nu mai fiu singur. Iată, eu am venit fără să mă chem. Stau în față, important este să nu mă alungi și să nu-mi ceri să te las în pace, pentru că împotriva voinței tale n-am să stau lângă tine. Dar dacă vei vrea să mă accepți, atunci voi fi pur la lângă tine. Iubiții mei, faceți-vă prieteni pe Iisus Hristos și El va fi pururea cu voi. Amin.